Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pentru etalarea zilnică, pentru ziua de joi, 17 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici 8-ul de monede. O zi în care trebuie să munciți la relația voastră. O zi în care trebuie să depuneți efort. Pentru că relația ideală nu o să vă dea nimeni pe tavă, nu o să vă pice din cer. Dacă vreți să aveți acea relație ideală care e în mintea voastră, trebuie să lucrați la ea. Pentru cei singuri, este momentul să lucrați la acea listuță de care v-am zis ieri. Pentru cei care sunteți într-o relație, este momentul să lucrați la atingerea scopurilor voastre de cuplu. Muncă, muncă și iar muncă. Partea pozitivă e că astăzi e joi, o zi guvernată de planeta Jupiter și munca depusă astăzi o să aibă rezultate spectaculoase. Dar o să dureze până când ajungeți la acele rezultate pentru că monedele sunt cărți cu o energie foarte statică, cu o energie greoaie care durează până vă dau rezultatele. Dar și când o să vă dea rezultatele, o să fie mai mult decât v-ați fi așteptat. Hai să vedem pe partea de sănătate. Avem aici 3-ul de cupe. E o carte pozitivă. O parte dintre voi s-ar putea să aveți motiv de sărbătoare, fie vă ies rezultatele la niște analize pozitive și aflați că ați scăpat de o boală, v-ați tratat, ați ajuns la capătul tratamentului, a terapiei, a dietei, a regimului. Dar partea negativă din această carte e că apar posibile excese. Da? Aveți grijă, doar pentru că ați trecut peste acest hop, nu înseamnă că acum puteți să exagerați. Și pentru o parte dintre voi, cartea asta îmi spune că doar pentru că v-ați tratat de o anumită boală, nu înseamnă că nu există riscul ca ea să revină. Și faptul că ați ajuns la o anumită stare de echilibru în sănătatea voastră, nu înseamnă că puteți să reveniți la proastele obiceiuri din trecut, da? Doar pentru că acum ați terminat dieta, nu înseamnă că puteți să mâncați doar pizza și fast food și șaorme și să beți doar sucuri carbogazoase. Nu, pentru că o să vină efectul yo-yo și o să vă ducă mai rău decât ați fost înainte. Hai să vedem pe sectorul carierei, al banilor și a finanțelor. Avem aici o carte care înglobează în ea energia arcanei majore, judecata, cu cea arcanei minore, zecele de săbii. Pentru o parte dintre voi s-ar putea să facă anumite anunțuri. La locul de muncă s-ar putea să se anunțe bonusurile, măririle salariale, să se anunțe promovările și aici depinde de karma individuală a fiecăruia, dacă o să ieșiți pe partea pozitivă sau pe partea negativă, da? Pentru că judecata este o carte care ține foarte mult de karma personală. Vedeți că este cartea numărul 20. Ei, cum a fost anul 2020? Pe cei care ați avut anumite lucruri negative de karma, care trebuiau arse, care trebuiau eliminate din viața voastră, v-a taxat major, dar la polul opus, pe cei care au acumulat karmă pozitivă, i-a răsplătit. Să nu credeți că toată lumea a dus-o rău în anul ăsta 2020. Nu. Au fost oameni care au dus-o foarte bine. Cum o să fie în 2021, rămâne de văzut. Bun, și acum hai să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați un mare, mare like la acest video. Puteți să vă uitați și pe celelalte videouri de pe canalul meu. Sunt sigură că o să găsiți cel puțin unul care să vă placă și să rezoneze cu spiritualitatea și cu inteligența voastră emoțională. Pentru cei care vreți să aflați mai multe lucruri de astrologie, de tarot, de evoluție spirituală, puteți să vă alăturați grupului nostru de Facebook. Linkul este în descrierea acestui video. Acolo avem o grămadă de discuții foarte interesante cu oameni foarte, foarte mișto.
Bun. Și acum hai să scot un mesaj. Fiecare persoană face parte dintr-un întreg armonios. Aleg să cred că fiecare poate fi oricând de folos. Prin urmare, ori încotro mă îndrept în viață, oamenii sunt acolo ca să mă ajute. Un mesaj foarte frumos pentru această zi de joi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!